s-a născut acest proiect? S-a născut... ceea ce e important. S-a născut de la un caz real, inițial. E un profesor care a fost filmat de o studentă cu telefonul și care chestia a devenit virală pe internet acum câțiva ani, 4-5 ani, în care profesorul ăla spunea niște replici care se regăsesc în filmul meu, chiar la profesor, când o dă afară cu colega din cameră. Și m-a impresionat cazul ăla, a fost foarte așa, mai ales că era un video. Și de acolo am plecat. Adică era de acolo până la ce am făcut în film, e distanță foarte mare, în sensul că până la urmă nici nu cred că contează foarte mult că e de la un fapt real, pentru că știm cu toții că se întâmplă asta. Adică nu trebuie să ne dovedească ceva, că am găsit eu o poveste care nu mai există. Există. Dar după aia au mai fost niște momente. Spre exemplu, fenomenul Me Too a apărut mult după ce am făcut eu filmul. Adică eu am terminat să filmez, după ce am terminat filmul, atunci a apărut și chestia asta mi-a dat mie încredere că am făcut o decizie bună. Mai ales că eu, imediat după ce am terminat scenariul de debut, după cum cred că știți, l-am dat să mi-l citească niște oameni din industrie. Și unul dintre ei, care nu mi-a importat, nu spui cine, mi l-a citit și mi-a zis, tu n-ai un subiect aici, este zero. Adică, din moment ce proastele alea se urcă la el în apartament, era normal să se întâmple asta, așa că de ce să faci filmul ăsta? Pe moment am fost descumpănit normal, după vreo două zile am zis, mă, chiar, înseamnă că chiar trebuie să-l fac. Dacă ăsta mi-a zis asta, chiar trebuie să-l fac. Și asta zic, l-am făcut, după care a apărut Me Too și asta mi-a confirmat că am avut o alegere bună. Ați construit personajele. Uh-huh. Mai ales că mi se pare că există un tip de ambiguitate inclusiv în construcția personajelor, da? Și în construcția scenariului în sine. Pe parcursul filmărilor, sau aproape când am terminat scenariul, mi-a mai venit informația asta, zic că a crescut așa. Am plecat de la cazul la real, care am aflat acum că era chiar în Cluj, profesorul. Și după aia, ce a fost important, a venit o statistică, în timp ce construiam. Eu inițial făcusem personajele, el, profesorul, era mult mai agresiv, mult mai grotesc, așa. Și după care am găsit o statistică la nivel european cu persoane, era așa o întrebare, persoane care cred că este justificabil violul în anumite situații. Adică justificabil. Adică situațiile următoare era dacă victima bea alcool, dacă victima se duce la agresor în casă de bunăvoie, dacă victima nu spune un nu hotărât. Și chestia asta în Europa era la nivel de 30% au răspuns că li se pare justificat oamenii de pe stradă. În România suntem în topul acestui clasament cu 55%. Adică în România 55% spun că da, e justificat. După care Bulgaria și Ungaria sunt pe locurile 2-3. Da? Oricum, aici, în zona asta, e centru. Și atunci am modificat personajul, că de aici era întrebarea, și l-am dus pe proful ăsta la limită și situația la limită, așa încât el să fie și șarmant, să fie, la un moment dat, să poți să fii de partea lui, în ideea de a forța limita asta de care vă zic, modul meu ideal, deci știu că nu o să se întâmple, ar fi ca ăia 55% care au zis că violul este posibil, adică e justificat, după ce văd filmul ăsta și le-am dat toate ingredientele alea, că ia într-adevăr mou să bea alcool, urcă mai mult, să duce cu el de mână în dormitor, ăștia, după ce văd filmul, să nu fie de acord, adică să-și schimbe părerea.
știu că nu o să se întâmple, dar cam asta ar fi intenția. Da, de-aia am construit personajele, cel puțin proful ăsta care... M-ați lucrat cu actorii, că mi se pare că adică Pânescu a fost, i-a fost cumva dificil. Fost oarecum. Cu Răzvan e ușor dificil să lucrez. E un actor genial, mie mi se pare, am fost fanul lui de când făcea filme cu Pintilie. Am scris pentru el. Am gândit că numai el poate să joace rolul ăsta și pentru Dana la fel. Am lucrat pentru că am avut un buget foarte mic și a trebuit să-l filmez foarte repede. L-am filmat în 13 zile, ceea ce pentru un film de lungmetraje foarte, foarte puțin. Am repetat la masă, așa, fără nicio mișcare, textul de foarte multe ori, timp de o lună, o lună și ceva. Așa încât ei știau foarte bine ce au de făcut. În momentul în care am intrat în filmare, știau așa de bine că dacă aveam eu camera pregătită, puteam să filmez într-un cadru. Adică ei știau tot filmul. Și din punctul ăsta de vedere a fost ok. Adică n-am avut momente de-astea de cumpăna așa în filmare. Am mers surprinzător de ușor. Ăsta producătorul îmi spunea, măi, merge așa de bine că ceva nu e bine. Ei nu poate să fie totul, să ne meargă așa una după alta. Da, cred că s-a înșelat, zic eu, nu știu. Și cu Mădălina Craiu? Da. Cum ați ales-o pentru lor? Cum ați făcut? În castinguri. Multe, am făcut multe. Da, mi-a plăcut. Că îmi place în continuare, mi se pare că e exact ce trebuie. E un contrapunct acolo în relația asta la care... Mi se pare că face foarte bine ce face acolo. Mă întrebam dacă v-ați gândit, când ați scris scenariul sau înainte de filmare, dacă v-ați gândit la cum sunt reprezentate abuzurile împotriva femeilor în filmele românești mai general. Nu cred că am văzut filme de genul ăsta. Adică eu nu mi-amintesc. Poate sunt, dar nu știu. 4-3-2 la care... 4-3-2 este de ori, este o ceva, pe vremea lui Ceaușescu, e o, alt, cu totul, că e în altă zonă, altă perioadă. Da, fac trimiterea pentru că este într-adevăr o, cam în zona aia, dar în zilele noastre, adică... La întrebare nu știu ce să zic. Nu cred. În momentul ăsta, filmele din zilele noastre, nu cred că se ocupă de subiectul ăsta. M-a pasionat așa, mi s-a părut foarte frustrant pentru fetele alea care... De unde am pornit, era un profesor care avea o cameră la un cămin, blocată, doar pentru chestia asta. Și cu acordul administratorului, că nu știu ce, și aducea fete acolo, erau, sau după aia s-au numărat peste 20 de victime, și s-a înfundat când l-a filmat cu telefonul, dar înțeles că mare lucru n-a plătit, nu știu exact, n-am urmărit cazul. Cum am lucrat cu directorul de imagine, mă rog, în atmosfera asta dark, așa, cu lumini puține și cu asta, mi-a ajutat subiectul, adică am discutat, evident, tema asta, am cum am vrea să-l facem. Am avut mare șansă, deși a fost un buget mic, mai era șansă să-l filmez cap-coadă, adică în CV, de la prima la ultima secvență, mai ales tocmai pentru că nu aveam multe spații de care să fiu legat ca timp. Adică în momentul ce am intrat în apartament, nu contează cu ce filmezi la început. Și atunci am preferat, și asta e ideal, și am filmat cum curge scenariul. Și asta m-a ajutat foarte mult pentru că și actorii au venit cu partea lor și au modificat lucrurile pe parcurs. Puteți să dezvoltați un pic? Da, de exemplu, scena asta destul de discutată de sex, nu vedeam așa când am scris scenariul. Îl vedeam mai agresiv, mai... Dar Răzvan a venit, deși am scris pentru el, și știam că poate să facă, adică aveam în minte exact tot ce... toate replicile lui, a venit cu ceva în plus, cu niște gesturi așa foarte perverse, care nu i le-am dat eu. A venit el cu ele și mi-am zis că sunt bune și trebuie să le păstrez și atunci am și modificat secvența aia în direcția asta pe care mi-a dat el.
Dacă n-aș fi filmat în felul ăsta, nu puteam. Adică, probabil dacă filmam mai devreme, secvența aia o filmam cum o vroiam eu și nu se potrivea. Adică ți-am ajutat foarte mult. Și comunicarea cu Dana Rogoz și Madalina Craiu și-a adus ceva în plus la scenariu sau s-a implicat perspectiva? Dana, am scris scenariu, m-am sfătuit cu ea mult. Mi-am pus muzică să asculte. Asta e muzica mea de film, care îmi place mie. Și a fost un proces așa. Am dus la concerte. Am fost și la Green Day în Italia undeva, la un moment dat, în pregătirea asta filmului. Adică a fost un proces mai lung. Dar cred că a fost bine, nu știu. Cum vi s-a părut... Care erau așteptările de la proiecția din cadrul TIFF-ului și cum s-au... În primul rând e o sală atât de mare și cu un public atât de prietenos, încât nu mai găsești. Adică nu mă mint pe mine să spun că o să mai am asemenea sală. Știu sigur că nu o să am. În sală, cât au fost, vreo 700 de oameni, adică... M-au speriat un pic că se râdeau de prea mult. Deci este un semn bun, înseamnă că le place, dar în același timp eu știam că trebuie să ajungă într-un moment dramatic filmul și râsetele lor la un moment dat ziceam să se termine un pic, adică și a fost bine până la urmă, adică sala a reacționat cum am vrut, adică cum mă așteptam, cum speram.